Un monolit a apărut pe plaja Vadu din Constanța. Din imagini se observă că monolitul din Vadu a fost amplasat de cineva recent. Nisipul este răscolit în zonă și sunt urme de anvelope pe plajă. Cel mai probabil este vorba de o grupare ocultă sau mai puțin ocultă, o grupare... Acolo Vadu inspiră la multe, la plaja aia. Inspiră la multe, adică sunt mulți oameni care, atrași de sălbăticia acelei plaje, au tot felul de trăiri și imaginații și e frumos. E frumos să fim așa, e frumos să ne imaginăm așa. Așa că cel mai probabil cineva a pus-o acolo, a cărat-o cu un mijloc de transport adecvat, a pus-o în picioare și probabil că a făcut cine știe ce întâlnire acolo. Specialiștii spun că este puțin probabil să fie vorba despre ceva supranatural. E puțin probabil. Plus că suntem capabili să vedem cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție orice meteorit de 5 cm care ne ajunge în spațiu cosmic, se apropie. Putem să ajungem să fim foarte exacti din acest punct de vedere. Un monolit misterios metalic a fost descoperit în urmă cu câteva zile pe platoul Bâtca Doamnei din Piatra Neamț. Este vorba despre un obiect similar celui apărut într-o zonă izolată din statul american Utah. Structura are o înălțime de aproximativ 3-4 metri și este confecționată dintr-un metal lucios, iar pe toată suprafața ei sunt spirale. Descoperirea vine în contextul în care angajații unei regii de stat din Statele Unite au observat un misterios monolit metalic într-o zonă izolată din Utah în timp ce numărau exemplarele de capră sălbatică.